iată, e un lucru românesc care merge. Știți, noi tot timpul ne plângem că noi lăsăm lucrurile neterminate, suferim de adamism, ceea ce este în parte adevărat, și vorba lui Călinescu, construim din fuga cailor, că nu ne-a lăsat istoria. Iată că sunt și oameni care duc lucrurile la capăt și se întâmplă și lucruri care ajung să fie aduse la capăt. Vorbeam aici cu domnul ministru Titu Scorbățean și remarcam că dacă în țara asta ar fi primari atât de oameni de stradă cum este primarul nostru de aici, poate că lucrurile ar merge mai bine și nu ne-am dușelui așa cum facem în fiecare seară, fac politicieni, în primul rând, la televizor, dar și noi, românii, am deprins parcă obiceiul ăsta. Parcă așteptăm ca lucrurile să eșueze, ca să putem scrie noi o poezie elegiacă. Domnule primar, mulțumesc în primul rând că m-ați invitat. Este o plăcere să particip la această manifestare, să vin în comanda voastră extrem de frumoasă și care dovedește că are un foarte bun manager, un foarte bun gospodar. V-am ascultat prezentarea și vă rog să mă credeți cum am amintit de cuvintele domnului academician Ioan Aurel Pop și am invitat la dumneavoastră, după cum am văzut și știu că au venit la anul trecut la dumneavoastră, mai rog, nu am putut să fiu și eu alături de dumneavoastră atunci. Dar sigur, după cum observați, avem grijă ca întotdeauna la noi să vedem să fie cel puțin un repede. Pentru că am promis să fiu concis, vreau să vă spun o scurtă istorie. Aici, la Dumbrăveni, când marcăm un festival Eminescu, despre simbolistica românească și despre Eminescu. Acum, doamnă primar, dacă vă aduceți aminte, mai bine de un an și jumătate, spre 2 ani, mi-a săcut onoarea să mă invitați împreună cu colegii, cu frații din Republica Moldova, de la Chișinău, la Academia de Științe a Republicii Moldova, pentru că ați organizat acolo o conferință internațională pe tema Mihai Eminescu. Vă spun cinstit, ca orice român, inima este atentă și reacționează atunci când vorbim de Eminescu și simbolistica românească. Care pe pământ, care în mape,
care sub pământ, dar omul trebuie să trăiască în cultură. În înțelepciunea musulmană există 5 stâlpi ai religiei musulmane, așa cum se numește cele 10 porunci. Unul din acei stâlpi le pretinde credincioșilor ca măcar o dată în viață să meargă la Mecca. Eu cred că noi românii ar trebui să mai introducem o poruncă ca fiecare român, măcar o oră în viață, să trăiască în Eminescu. Îi mulțumesc academicianul Iudescu Ion foarte mult astăzi pentru că dă dimensiune împreună cu domnul academician și voi la acest festival. Domnia sa este unul din cei mai mari oameni din Academia Română, fiind membra a 7 academii, pentru cele mai importante din lume, și vorbim de Academia Franceză, care e cea mai mare, și apoi Academia Ateniană, și multe alte academii. Dumnealui mi-a făcut această onoare să-i fiu prieten, m-a luat ca pe un copil lângă dumnealui și eu fac tot ce-mi stă în putință să nu-l supăr niciodată. Dacă îi spun ceva, trebuie obligatoriu să mă țin de cuvânt. Am greșit, am terminat-o cu prietenie. Dumnealui știe când vorbim ceva, se întâmplă, nu mergem cu, o să vedem, mai facem, mai vorbim. Din acest motiv discutam împreună cu dumnealui aseară, vis-a-vis de casa lui Aron Cumu de la Cernăuț și am promis că astăzi, când promit domnul Ecăducean Tărățeanu, când vom încita și noi, ca și localitatea de modernizare a acelei case, știu hotărârea de guvern, care a dat-o Victor Ponta, prietenul bun al meu, care m-a vizitat de 3 ore într-un an aici, și eu sunt sigur că se va rezolva. Am discutat cu domnul senator Tărățean și lucrurile de Tărățean într-un făgat bun. Vis-a-vis de Institutul Eminescu, ne sfătuim cu domnul rector, care are o mare calitate în județul nostru, de a putut și cea mai mare universitate, și găsim soluția să o facem împreună, prin cadrul, dar să o facem. Vă dăm Dumnezeu sănătate și anul viitor, dacă nu ne sănătoși, să mai facem din asta. Veniți să vină aici, pentru că anul nostru va fi împărțit în două, iar de anul viitor va fi un singur premiu, hotărât în același lucru pe care l-a făcut dumneavoastră. Privind lângă noi aici pe maestru Dorel Lușan, un om care ne-a încântat astăzi, știam că e cel mai bun, știam în cuvintele, știam că e cel mai tare, dar astăzi a confirmat încă o dată. Este din unul din actorii mari pe care România a dat. Așa cum spuneam dimineață, e un bun național. Fără dumneavoastră, filmul românesc și teatrul românesc totdeauna ar fi mai sărac. Dar astăzi suntem foarte onorați să vă avem printre noi. Și nu numai atât, să vă dea Dumnezeu sănătate, să trăiți ani mulți, să recitați până la 120 și ceva de ani. 140. Domnul Costel. Consiliul Local 30, de data din 8-6-2017, Consiliul Local al Comunei Dumnezeu vă acordă, vă oferă titlul de cetățean de onoare dumneavoastră, maestrului Dorel Lușan. Ce să mai spun? Ce vreți? A spus Eminescu. Dar oricum vă mulțumesc, Cristine, acest titlu de onoare este o mare onoare pentru mine. Vă mulțumesc și sunt, nu știu așa, m-ați dat puțin peste care. Dar cuvinte dumneavoastră, simpatorul? Da, dar nu-ți la mine, nu-ți la mine întotdeauna. Am fi emoțat. Mișcat foarte mult ce faceți aici și știu că domnul a
academician are o mare contribuție, dar fără dumneavoastră nu putea să fac acest lucru. Este un lucru extraordinar și mă bucur, este un lucru românesc. Trece peste toate, pentru că suntem la un moment frumos. Iar Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni s-a gândit și a analizat și a spus să spunem mulțumesc frumos unui om care nu neapărat copiii erau din Dumbrăveni, erau români, erau din țara asta. Să-i spunem mulțumesc frumos că s-a dus acolo, că a avut curajul să meargă acolo, într-o țară destul de bine pusă la punct, te duci acolo, e greu. E greu, ești de România. Dar s-a dus acolo cu credința că vor rezolva ceva. Eu zic că a reușit și consilierii locali din Comuna Dumbrăveni, domnule ministru, prin hotărârea Consiliului Local 30 din 8-6-2017, vă conferă titlul de cetățean de onoare a Comunei Dumbrăveni și vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut pentru acei tot. Mulțumesc foarte mult și sincer sunt foarte emoționat. În al doilea rând, domnule primar, mai ales aici la Păstrăi Comunal, ascultam ce spus și mai devreme, mai spune ceea ce știți foarte bine, că lauda este totdeauna lui Dumnezeu. Și aprecierile, da, pot fi aduse oamenilor și pot fi aduse aprecierea solidaritate mai devreme, pentru ceea ce oamenii au putut să realizeze, dar întotdeauna, pentru că există cineva acolo sus care îi ajută chiar și când nu știu